acest pas. Ce vă spuneți? Dar uite ce am făcut. Vrem să avem un guvern la București, unde când putem, când e nevoie să mergem să deschidem ușa, să ni se deschidă acea ușă. Nu să pățim cu transferul unui terenului de la unitatea militară, știți bine, când liberalii de aici la Vâlcea, ca nu cumva domnul primar Mircea Cutău să aibă un as în mânecă atunci când vor veni alegerile și să preia acel teren 28 de hectare pentru a face acolo un campus universitar sau orice voiau vâlcenii, l-au retras de pe ordinea de zi a guvernului, în ședința guvern, la ministrul liberal. S-a dus și a zis nu, era retragere pentru că o să câștige Mircea Cutău la Vâlcea puncte. Și atunci nu mai avem nevoie de chestia asta. Și oamenii înțeleg.